Ce avem aici? Chefir de apă. Poate ați auzit de chefirul de lapte, ăsta este însă un chefir de apă. Este o sursă de probiotice naturale, o colonie de drojdii și de microorganisme vii care cresc și supraviețuiesc și se mulțesc în apă. Pentru ce sunt ele bune? Pentru menținerea sănătății întregului organism, în special pentru sistemul gastrointestinal. Noi acum o să-l strecurăm și o să preparăm din nou altă apă. Cum funcționează aceste bacterii, această familie de miliarde de microorganisme care trăiesc în această apă? Japonezii l-au inventat, pune la ei este borșul japonez. La noi avem borșul din tărâțe și japonezii au aceste bacterii, aceste gelatine. Dacă le pui la microscop, aici sunt miliarde de colonii de bacterii sănătoase, flora intestinală. Aceste bacterii de apă, numite chefir, știți că sunt de mai multe feluri, este chefir de lapte și chefir de apă. Acesta trăiește doar în apă și chefirul de lapte, bacterii pentru lapte, trăiesc doar în lapte. Părerea mea este că crești mai ușor acest chefir de apă pentru că nu trebuie să ai pe fiecare zi lapte și în posturi mereu lapte și să consumi mereu lapte. Aceste boabe de chefir se înmulțesc singure foarte ușor. Nu trebuie decât să le dăm hrană și apă. La 3 zile strecurăm apa pe care am pus-o și adăugăm alta. Folosim întotdeauna ustensile de plastic. Este important să folosim numai ustensile de plastic, pentru că dacă vom folosi fier, vor muri. Se produce o reacție chimică, se dezionizează tot în toată structura chimică și mor. Deci numai plastic, lemn și sticlă. Aceste bobițe sunt stafide. Ele ajută pentru a porni procesul de fermentație. Aici sunt foarte multe drojdii, familii de drojdii și de microorganisme vii. Acestea sunt esențiale pentru un stomac și pentru niște intestine sănătoase, pentru că formează o floră intestinală bună. Așa. Cu lichidul care a rezultat, pur și simplu îl beți. Deci ăsta trebuie băut. Puteți să beți și 2 și 3 litri de chefir pe zi. Este o apă îmbunătățită cu microorganisme, cu bacterii sănătoase care vor crea flora noastră intestinală. Cine va bea mereu chefir de apă pe fiecare zi, nu va mai avea probleme cu stomacul, cu balonarea, ajută la slăbit, întărește oasele, susține activitatea creierului și are foarte multe vitamine, printre care amintim prin fermentație acidul lactic și complexul de B-uri. Da? Deci folosiți numai plastic ca să le atingeți numai cu plastic și cu sticlă. Să știți că dacă veți folosi apă de la chiuvetă care conține clor, dacă veți folosi miere, care este un antibacterian natural, omoară bacteriile, vor muri. Aceste boabe de chefir se mulțesc singure. Hrana lor constă din zahăr. Ele se hrănesc cu zaharuri. Și culmea, se hrănesc cu toxinele din zahăr. Deci ele au nevoie de această toxicitate din zahăr, pentru că dacă le veți da miere, ele nu vor supraviețui. Dacă le veți pune zahăr, ele cu așa ceva se vor hrăni. În 3 zile, cât trebuie să stea, ele vor consuma tot zahărul din băutură. Practic, la final, nu vom mai avea zahăr. Veți vedea că este un pic acrișor. Chiar se transformă tot lichidul acesta, va deveni un pic acidulat și acrișor.
Se spune că dacă veți lucra cu o stare de mânie, de răutate, de invidie, de nervozitate la aceste bacterii, ele nu supraviețuiesc. Deci ele prosperă și se mulțesc având o stare bună sufletească și în casa respectivă să fie o stare bună sufletească. Dacă ele nu cresc, nu se mulțesc, nu supraviețuiesc, persoana care lucrează cu ele este cu probleme. Și ce mai trebuie să mai punem? Deci am pus chefirul, am pus zahărul, punem apă de izvor, să fie apă de izvor, cel mult apă plată de la magazin, dar dacă aveți apă de fântână sau de izvor, este cea mai indicată. În niciun caz de la rețea, pentru că conține clor care va ucide imediat aceste bacterii. Deci am pus într-o suprafață așa întinsă și n-am pus într-un borcan, pentru că ele, dacă stau întinse cât mai mult, se mulțesc mai repede. Dacă stau unele peste altele, se mulțesc mai greu. Și o să mai punem și câteva stafide care va ajuta la fermentație. Prin fermentație se creează aceste bacterii sănătoase de drojdie și acidul lactic. De aceea este necesar să lăsăm 3-4 zile la fermentat, să nu ne grăbim să bem imediat a doua zi. În momentul în care o să se mulțească, puteți da câte o lingură, două și la prieteni și la dușmani. Dacă nu aveți de la cine să luați, sunt anumite site-uri pe internet de la care puteți să procurați. Eu prima dată am rămas fără ele, am plecat într-o călătorie și părinții n-au știut să lucreze bine cu ele și mi-au murit. Și atunci am cumpărat de pe internet, am accesat Google și căutați chefir de apă preț. Și acolo o să găsiți site-ul, vi le trimite prin curier acasă și dumneavoastră de acolo, imediat din ziua aceea, începe să le hrăniți și să le înmulțiți. Este o băutură răcoritoare, este o limonadă naturală, puteți să-i puneți puțină lămâie, puteți să o puneți la frigider, să vă răcoriți cu ea. Nu veți mai avea probleme cu stomacul. Vă invit la Slănic dacă veniți, o să gustăm împreună un pahar de sănătate plin. Farmacia într-un pahar. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu.